Mulțumim, părinte lui. Părinte doctor de două ori, nu? Doctor de trup și doctor de suflet. Dragii mei, eu am venit de la un drum lung gândindu-mă că părintele doctor va participa la o manifestație care va avea loc la ora 6. Și mi-a spus că o să spună un cuvânt, dar dincolo de cuvânt vrea să și facă ceva. Și eu am făcut un drum lung gândindu-mă că poate nu va fi timp pentru prezența dumnealui aici, va merge direct la această demonstrație, la această manifestație și atunci cumva unul vorbește și unul face. M-am gândit că eu să vorbesc și părintele doctor să facă ceva. M-am gândit că împărțim, iată că a putut să și fie prezent și o să meargă și acolo, după cum ar trebui să facem și noi. Mă bucur că a gândit și o secțiune, să spunem așa, legată de situația pe care o traversăm cu toți, o situație cu totul și cu totul deosebită, pe care lumea, civilizația umană n-a mai întâlnit-o. Eu sunt rușinat aici față de, în primul rând, față de doamna doctor Galina Răduleanu, sunt rușinat să vorbesc despre suferință. De asemenea, și față de părintele doctor, îmi este foarte greu să exprim ceva despre suferință față de, în raport de cât a văzut dumnealui. Dar poate că fiecare dintre noi a trecut într-un fel sau altul printr-o suferință și așa cum la virtute, dacă paharul tău, oricât ar fi de mic, este plin, tot așa și la durere, paharul tău, oricât ar fi de mic, sau durerea ta, oricât ar fi de mică, este durerea ta și dacă paharul tău e plin, este mai mult decât orice pahar, mai mult decât orice vas. Așa funcționează în zona duhovnicească. Atunci vă voi spune câte ceva, așa cum am înțeles, despre suferință, despre suferința Mântuitorului, pentru că pe aceasta nu putem înțelege, deși o să o includ în cuvânt, ci despre suferința Maicii Domnului, pe care adesea o uităm în această mare suferință pe care a trăit-o Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Adesea trecem însă și cu vederea suferința Mântuitorului, pentru că suntem cumva contaminați de cuvântul lui Arie sau de erezia lui Arie și nu mai știm exact cine este Hristos, este Dumnezeu, este om, este un hibrid, nu știm foarte exact cine este, pentru că, bineînțeles, nu ne-a descoperit Duhul în inima noastră cine este. Și atunci, neștiind exact cine este Hristos, putem însă să știm foarte bine și foarte clar că Maica Domnului este întru totul de o ființă cu noi. Asemenea și Hristos este întru totul de o ființă cu noi după firea sa omenească, afară de păcat. Și totuși, Hristos, cel care este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, este a doua persoană a Preasfintei Treimi, s-a născut din Fecioara ca om și totuși a luat, nefiind atins de păcat, totuși a luat ceva, a luat o boală foarte grea, care se numește moarte. Ei bine, faptul acesta ne arată că nu numai a venit să pătimească, nu numai că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de o cară, a trecut prin toate suferințele acelea, dar a luat și moartea conștient în acest trup,
a și murit și în trupul acesta a biruit moartea și nu pentru el, nu pentru vreo exhibiție, să spunem, ci pentru noi. Acum, dacă îmi îngăduiți o călătorie foarte scurtă până în Egipt, cu Maica Domnului, cu dreptul Iosif și cu pruncușorul care era căutat de Irod, adică de Iisus Hristos născut, care era urmărit de milițiile templului și de soldații lui Irod, care a fost nevoit să fugă în Egipt. Este o întâmplare în Evanghelia Apocrifa lui Nicodim, care vorbește despre faptul că pe când se aflau în pustie cu caravana să ajungă în Egipt de frica lui Irod, să spunem așa, și aici vom vorbi și despre suferința aceea căutată, de provocare. Iată, zice Hristos, dacă te prigonește cineva într-o cetate, fugi în cealaltă. Iată că și Mântuitorul de atâtea ori a trecut dintr-o cetate în alta, nu a provocat astfel încât să-și poată face lucrarea până la sfârșit. Închid paranteza. Deci ne aflăm undeva în pustiu și o ceată de tâlhari, o bandă de tâlhari atacă Sfânta Familie. Cum se întâmplă asta? Spune această scriere și tradiția. Câțiva tâlhari au atacat familia și unul dintre ei, văzând frumusețea Maicii Domnului și a pruncului, l-a plătit pe celălalt numai ca să-i lase să trece. I-a dat 40 de drahme. Iar acela n-a fost mulțumit. I-a cerut și chimirul. Se încheie acest moment, ajung în Egipt și toate celelalte până începe lucrarea publică. Ei bine, dragii mei, ne aflăm acum după 33 de ani sau după 30 de ani la piciorul crucii și mai degrabă ne aflăm în grădina Ghețimanii. Dincolo de faptul că au participat la o cină de despărțire, acolo unde se instituie taina aceasta Euharistiei, în care auziți de fiecare dată, luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți. Dincolo de acest moment și de faptul că Iuda a trădat, avem un moment excepțional al arestării Domnului Iisus Hristos, când toți au fugit. Dar înainte de aceasta avem un moment al rugăciunii. Exegeții biblici spun că Mântuitorul s-a speriat de moarte ca om, dorind să îngroașe tușa aceasta a faptului că are fire omenească și că a cerut de la Tatăl ca paharul acesta, dacă este cu putință, să nu-l bea. Și de asemenea, de două ori cere aceasta, de asemenea aflăm că plânge cu lacrimi de sânge, tot din această frică de moarte și din întristarea aceasta, întristat este sufletul meu până la moarte, spune Mântuitorul Iisus Hristos, și se referă, cum spuneam, cei care tâlcuiesc acest cuvânt, că ar fi vorba de o frică de moarte. Lucru care este foarte departe de adevăr, pentru că, deși om desăvârșit, Mântuitorul Iisus Hristos cerea ca paharul acesta al suferinței cu care omul se încărca să nu-l mai bea. Toate păcatele acestea pe care aveam să le facem noi, oamenii, la judecata lui Dumnezeu, aceste păcate n-ar mai fi vrut Domnul să le vadă, să le simtă, pentru că pentru asta venise, să ridice păcatul lumii. Deci această suferință pe care o trăia cine, dragii mei? El ca fiu și Maica Domnului ca mamă. Această suferință ar fi vrut, dacă este cu putință,
să treacă de la el. Adică un fiu care își vede mama cum plânge la picioarele crucii pentru fiul ei care este și Dumnezeu și care n-a putut să săvârșească niciun păcat. De asemenea, o mamă care l-a născut peste fire, care de asemenea nici măcar cu gândul n-a păcătuit, vede acum în fața ochilor ei pe fiul său batjocorit, dezbrăcat, despuiat, într-o priveliște absolut cutremurătoare, la care participă public alături de alte femei și de poporul lui Israel. Deci această umilință la care a fost supusă Maica Domnului. Acum, tema noastră este sensul suferinței. Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Adică ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, împărăteasa cerurilor. Și cu toate acestea, dragii mei, de la zămislire și până astăzi, Maica Domnului este persoana care a suferit, care a suportat cele mai mari suferințe. Nu este cineva pe pământ, dragii mei, care să fi suferit cât Maica Domnului. Sigur, probabil că nu veți crede lucrul acesta, fiindcă au fost atrocități, au fost războaie, au fost... A fost sacrificiul brâncovenilor. E adevărat, iată, se vorbește de sinaxare. Dar haideți să o vedem pe Maica Domnului. Pentru că e foarte important să vedem ca și concluzie a sensului suferinței. De ce Maica Domnului, ca mama lui Dumnezeu, ca mama Mântuitorului Iisus Hristos, ca născătoare de Dumnezeu, ca Maica Luminii, cum îi spunem noi, nu a fost scutită de suferință. Cum a fost posibil așa ceva? Foarte pe scurt, nașterea Maicii Domnului din părinți foarte în vârstă, Ioachim și Ana, care au suferit umilințe din pricina faptului că nu aveau copii. Așa era în epoca aceea. Se considera un blestem. În sfârșit, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil, după rugăciunile lor, cu promisiunea că va fi afierosit acest copil, adică va fi încredințat Domnului. Iată că la bătrânețe, când trebuia să se bucure, să se mângâie cu un copilaș, vine acest copilaș, dar nu stă mult, și este încredințat templului. Părinții, bineînțeles, în vârstă, vor și trece la Domnul curând, părinți de care nu se va bucura Maica Domnului. Nici nu va avea foarte mari amintiri cu părinții aceștia și merge la templu. La templu, dragii mei, ca un străin, la internat, într-o lume exclusivă a bărbaților, într-o lume în care nu avea pe nimeni, absolut pe nimeni. Probabil află la 5 ani sau la 6 ani sau la 7 ani, nu se știe exact, dar este limpede că îi moare mama, după aceea îi moare tatăl. Nu vizitează nimeni, nu are pe nimeni, nu are nicio rudă. Și crește acolo ca un copilaș, bineînțeles se bucură de prezența Arhanghelului Gavril, se bucură de prezența lui Dumnezeu, este în comuniune și în legătură cu Dumnezeu, dar este singură. Nu are copilăria pe care am avut-o noi. Nu i-a zugrăvit nimeni camera în roz, nu i-a făcut nimeni pătuțul. Într-o lume ostilă, într-o lume sălbatică, singură, străină. Într-un templu, într-un internat, într-o chilie. Hrănită cum era hrănită și așa mai departe. Când se face și ea copilaș mai mare, adică în adolescență, nu-i așa? Când începe să vadă viața, începe să își facă niște planuri,
primește într-o zi o veste și anume că nu mai poate să stea aici. Orfană, fără nicio rudă, nu mai poate să locuiască în chiliile templului. Ce să fie lucrul acesta, își va fi spus Maica Domnului, dar s-a supus. Nu putea să fie scoasă de acolo și dată pe stradă, pentru că, neavând nicio rudă, bineînțeles că era sortită pieirii. Și atunci a fost încredințată, știți lucrurile acestea, a fost încredințată unui bătrân, în calitate de tutore. Ei, acum închipuiți-vă după pudoarea unei femei. La 15 ani, la 14 ani, la 16 ani, să fii încredințată unui străin, să mergi în casa lui, să dormi acolo, să te speli acolo, să mănânci acolo, să fii de asemenea tolerat, fără o mângâiere, un om de 70 de ani, peste 70 de ani, care a fost căsătorit cu copii, cu nepoți, care este tutorele ei. Nu există această noțiune, această instituție juridică în dreptul lor de atunci, dar această logodnă echivala cu o curatelă, cu o tutelă. Și era încredințat acestui om, care era socotit un om cum se cade, un drept, un om cinstit, un om văzut bine de comunitate și cu, bineînțeles, posibilități materiale, astfel încât să întrețină un om, un alt om, care, să spunem așa, în recunoștință sau pentru a se împlini dreptul iudaic, ar fi trebuit să-i devină soață, adică soție. Bun. Închipuiți-vă cum a trăit Maica Domnului în casa dreptului Iosif, care era tâmplar și care mergea peste tot în ținut să facă lucrări. A fost mai mult singură, de asemenea a privit destul de ostil, însă a suportat și asta. Peste toate acestea, dragii mei, momentul bunei vestiri, un moment foarte, foarte greu, în care Maica Domnului, iată, primește sol de la Dumnezeu, cum că va lua în pântece prunc și va naște pe Logos, îl va întrupa, va lua trup Logosul, cuvântul lui Dumnezeu va lua trup, se va face trup. Cum poate să fie aceasta? Nu știm. Și mințile îngerilor sunt copleșite, dar trebuie să știm următorul lucru, că Maica Domnului a spus da în condițiile în care absolut nimeni nu va crede și nici până astăzi sunt miliarde de oameni care nu cred acest lucru, mai ales și, spunem, și dintre creștini care nu cred că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Despre pururea fecioria Maicii Domnului, înainte de naștere, naștere și după naștere și în veci, ea stăpânește cu fecioria inimii și a trupului cetele îngerești. Ei bine, a spus da Maica Domnului pentru o situație în care moartea însemna foarte puțin. Sancțiunea pentru fapta aceasta presupusă, de altfel presupusă rațional, sancțiunea ar fi fost atât de grea încât moartea era preferabilă de 1000 de ori. Și care era sancțiunea, dragii mei? Era umilința, batjocorirea, știți? Momentul din Scriptură în care este prinsă tânăra în adulter, că urma să fie omorâtă cu pietre. Trebuie să vă spun că această pedeapsă era executată, primii care aruncau cu pietre erau cei din familie. Vă puteți închipui fiii lui Iosif, pe Iosif chiar, și toți ceilalți de acolo care formau familia aceasta lărgită. Ei bine, Maica Domnului, cunoscând aceste consecințe, a spus, fie mie după cuvântul tău. Bineînțeles, așa cum ne așteptam, Iosif nu crede.
ce a trăit Maica Domnului, ce suferințe au fost în inima Maicii Domnului la acest moment, până când Arhanghelul Gavril a descoperit lui Iosif acest moment. Iosif care scrisese deja scrisoarea de despărțire, adică a vrut să se despartă în ascuns, să fugă, pe de-o parte să nu facă de râși, pe de altă parte să se salveze viața. Pentru că, dragii mei, el trebuia să spună cine a făcut această fără de lege ca să fie pedepsit, sau altfel el era pedepsit pentru că el era tutorele. El avea drepturi depline de viață și de moarte asupra acestei pruncuțe. Ei bine, Iosif a dat bir cu fugiții. Să mă iertați, marile momente în istoria omenirii, o să-l parafrazez pe părintele Făgețean, căruia îi spuneam: părinte, ce să facem? Trebuie să fim bărbați, să apărăm țara asta, ne bagiocoresc copiii, ne bagiocoresc femeile, ce să ne facem? Și părintele a început să râdă și a zis: suntem și noi bărbați ca toate femeile. În istoria omenirii, într-adevăr, și Adam, iată și Iosif și de multe ori, dar asta e altă temă, suntem și noi bărbați ca toate femeile. Așa a făcut și Adam când l-a întrebat Dumnezeu: de ce n-ai avut grijă de ea? Iată, Iosif vrea să fugă. Suferința Maicii Domnului, că n-a fost crezută, nu putem să o cunoaștem. Și suferința pe care a avut-o până la în clipa în care sufletul ei a fost luat de fiul ei. Dar, dincolo de asta, așa cum va spune dreptul Simeon, că prin sufletul tău va trece sabie, iată că cu mila lui Dumnezeu Iosif înțelege, iată la naștere. Toată lumea se gândește cum să facă cămăruța, cum să facă casa, cum să facă un credit sau cum să omoare un copil, pentru că încă n-avem casă în care să-l aducem. Cu alte cuvinte, atât de mult bine vrem să facem unui copilaș, încât pe primul sau pe al doilea îi omorâm, pentru că nu avem încă casa de la stat sau cu credit. Maica Domnului n-a făcut așa, dragii mei, deși i-a fost atât de dificil. Iată că s-a dus în casa pâinii, cum se spune, nu? În Betleem, acolo unde avea să nască, nici mai mult, nici mai puțin, într-un graj, în care nu erau saltele cu aloe vera, ci bălegar, dragii mei. Într-un graj este bălegar și miroase a bălegar, și e bine în graj pentru că bălegarul ține cald, de mană, el fermentează și aduce căldură, așa cum spune colinda noastră minunată. Deci mama lui Dumnezeu, dragii mei, străină, singură, cu un bărbat bătrân pe care nu-l cunoaște, care este un străin, pentru că soții au o altă intimitate. Ei nu mai sunt doi, sunt una. Aici nu este vorba de așa ceva, este de cineva cum se cade, dar care totuși este un străin. Stă un om bătrân care stă și privește, sau, mă rog, stă cu spatele și tu trebuie să naști, să aduci pe lume un copil, așa cum a adus fiecare femeie pe lume un copil, în același fel. Aici sunt de discutat niște aspecte în legătură cu durerile facerii, dar trebuie spus că pudoarea rămâne aceeași, umilința rămâne aceeași, toate rămân aceleași, combinat cu faptul, cu tabloul acesta, că Maica Domnului a născut într-un graj și a rupt o bucată de cămașă ca să înfeșe copilul. Deci n-avea nici măcar o bucată de pânză. Să spunem că ar fi avut-o, dar ce folos, că iată, copilașul ei s-a născut. Împăratul lumii, împăratul cerurilor, el care a făcut acest univers atât de minunat pentru om. Tot ce există în universul acesta, dragii mei, este gândit și sunt rațiunile lui Dumnezeu până și în pietre, astfel puse încât totul așteaptă ca omul să se nască. Adică Dumnezeu a pregătit culcușul pentru om, pentru Adam, pentru tine și pentru mine, făcând acest univers. Ei bine, el când a venit, s-a născut într-un graj.
El n-a simțit. Dar Maica Domnului a simțit ca mamă lucrurile acestea. Fuga în Egipt, drumul acela, frica că îi va fi omorât copilul și toate celelalte. Și iată-ne, la 12 ani, când îl pierde pe copilaș în templu, face cale de 6 zile, nu-i așa, 3 dus, 3 întors, ca să-și găsească copilul și avem acolo o replică excepțională. De ce n-ai făcut asta? Cum să-mi faci asta? Nu știi că sunt mamă? Și Dumnezeu îi spune, da, ești mamă, dar ești mamă de Dumnezeu. Ei, dacă ești mamă de Dumnezeu și ai zis, fie mie după cuvântul tău, atunci trebuie să bei tot paharul acesta. Unde se cădea să fiu? Dacă nu, în casa tatălui meu. Da, dar sunt mamă. Și toate celelalte, până când, iată-ne în Ghețimani, iată-ne la proces, a văzut Maica Domnului. Aș vrea să mă întorc un pic la nunta din Cana Galilei. Acolo unde, să vedeți ce finețe, Maica Domnului, care binecuvintează căsătoria, dragostea, iată, îi spune fiului ei, vorbește despre legătura dintre iubiți. O legătură atât de intimă, atât de înaltă, și că nu se cuvine să fie umbrită această minunată, acest minunat moment, această minunată iubire, această minunată legătură, fie și Eros, de o chestie meschină, că s-a terminat vinul sau că n-au cumpărat sau n-au avut bani sau n-au avut gestiunea bine făcută. Și Domnul își schimbă agenda. Își schimbă tot planul său, sau dacă vreți, reconfigurează tot planul său în legătură cu acest gând al mamei, care poate fi, după mintea noastră, ar putea fi gândit ca un moft. În definitiv, nunta ar fi avut loc, s-ar fi terminat. Dar ce finețe la Maica Domnului, doar ca o observație. Și iată-ne în Ghețimani, cu fiul ei arestat, de data aceasta suferința fiului, care primește un frate de-al său, un prieten de-al său, căruia îi va spune, prietene, fă ce ai de făcut. Cine este acest prieten? Iuda, care nu este abject și odios pentru cei 30 de argini sau pentru trădare. Că cine dintre noi n-a făcut asta? Ci că se duce și spune, vă voi da vouă semn ca să-l prindeți. Și semnul va fi acela că îl voi săruta și îl voi îmbrățișa. A trebuit să treacă Mântuitorul Hristos și prin această suferință. Pentru că Iuda vine, îl îmbrățișează, îl sărută și spune, bucură-te, învățătorule. Iar el îi va răspunde, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Deci a băut și paharul acesta, amărăciunea aceasta. Cunoașteți cu toții arestarea, cunoașteți cu toții procesul sau cunoașteți mai puțin, asta e o temă excepțională pe care sigur am abordat-o, dar care ar presupune încă vreo 2 ore și nu vreau să vă supăr. Suntem la piciorul crucii de data aceasta în priveliștea atât de zdrobitoare a suferinței pe care, a paharului pe care îl bea Mântuitorul și pe Maica Domnului care vede această suferință. Trebuie să știți un lucru pe care l-am mai spus doar în cercul intim al fiilor duhovnicești. Noi avem în erminia bizantină, de fapt, cred că și catolicii au la fel, îl avem pictat pe Mântuitorul Iisus Hristos, sau reprodus, să zicem așa, în iconografie, în icoane, îl avem cu haine pe el. Să știți că răstignirea nu a fost așa. Dar pudoarea aceasta și poate că o anumită sensibilitate umană
a făcut ca așa să fie pictat în icoane sau în fotografii sau de către mari pictori. Acolo n-a fost așa, dragii mei. Și asta însemna mai mult decât răstignirea în sine, mai mult decât faptul că era bătut în cuie pe cruce. I s-au confiscat toate bunurile. El și-a pierdut drepturile, toate drepturile, inclusiv acela de a fi îngropat. Și-a pierdut tot patrimoniul, așa cum este confiscarea extinsă astăzi, poate ați auzit. Și i-au fost luate toate hainele, iar pentru cămașa lui, dacă știți, acolo spune foarte frumos, încă Isaia au aruncat sorți. Adică au jucat barbut pentru o cămașă foarte frumoasă, de care le părea rău să o rupă, să o împartă. În rest, toate hainele, tot patrimoniul condamnatului era împărțit celor care puneau în executare sentința. Deci nu atât că Mântuitorul a suportat lucrurile acestea, toate bagiocurile, scuipările, lovirile, bâza, dar că trebuie să știți că acolo el a fost în priveliște, ridicat în priveliște, așa cum l-a născut Maica Domnului. Cu toate umorile trupului, cu toată suferința și cu toată batjocura aceasta, că mai bine era atunci omului să fie omorât decât să fie dezbrăcat în pielea goală în fața semenilor. A trecut și prin asta, a băut paharul acesta să o vadă pe mama lui, pe mironosițe, pe prieteni, pe toți ceilalți, pe neprieteni, să-i vadă cum suportă această suferință. Și totuși, dragii mei, Maica Domnului nu a fost scutită de toate astea. Apoi moartea și toate celelalte pe care le cunoașteți. Punerea în mormânt, fără niciun fel de ritual. Biciuirea, am uitat de biciuire. Bineînțeles, am uitat de biciuire. Iertați-mă. Dacă tot ați spus, poate că cel mai urât lucru a fost ăla că jucau bâza cu el, îl plesneau după ceafă, peste cap și spuneau, prorocește cine te-a lovit. Mi se pare... De sărutarea lui Iuda și lucrul acesta mi se par. Deci, dacă aș putea să mor și să mă ascund undeva într-o crăpătură a pământului, numai să nu mă lase vreodată Dumnezeu să mă ispitească să ajung într-o asemenea situație. De-aia spune, nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa într-o asemenea ispită. Pentru că numai harul lui Dumnezeu ne ține să nu facem și noi. Noi credem că stăm de la noi, dar nu stăm de la noi. Deci, dragii mei, toate lucrurile acestea le-a văzut Maica Domnului. N-a putut să-l sărut, n-a putut să se atingă, n-a putut să-i facă ritualul îmbălsămării. Mai mult decât atât, iudeii vreau să-l arunce la groapa comună, să-l mănânce câini. Știa Maica Domnului lucrul ăsta. Dar Iosif și cu Nicodim au răscumpărat trupul de la Pilat. Și astfel sentința a fost restrânsă. Cu ce risc? Asta vom vorbi altă dată. Maica Domnului a văzut toate lucrurile acestea și să știți, dragii mei, că a băut paharul acesta până la fund. Pe când însă era pe cruce, ca să fie demonică sentința, l-au pus pe el între doi tâlhari. Ei bine, dragii mei, acolo pe cruce sufereau trei oameni. Era o suferință atroce. Nu vă voi spune acum ce înseamnă din punct de vedere fiziologic ce se întâmplă acolo, așa cum am citit, bineînțeles că n-am simțit niciodată, dar cum vorbesc specialiștii despre asta, inclusiv cercetătorii din domeniul medical, trebuie să știți însă că sunt asemenea suferințe încât, ca să le curme suferințele acestea, li se zdrobesc fluierele picioarelor. Ca să moară imediat, în jumătate de oră, mor. Ei bine,
acolo pe cruce, alături de Hristos, mai sufereau doi tâlhari. Și iată că avem suferința lui Hristos și suferința tâlharilor. Și suferința Maicii Domnului. Părintele doctor, în chip minunat, a vorbit despre asta. Nu orice suferință este mântuitoare. Nici măcar suferința provocată, sau mai ales de tine însuți. Și iată aici pe cruce, și nu orice cruce este mântuitoare. Numai crucea lui Hristos este mântuitoare. Crucea din dreapta și din stânga nu sunt mântuitoare. Acolo sunt doi tâlhari care ce erau? Nu erau vrednici să se afle în minele de plumb ale romanilor, care erau foarte pragmatici, să știți. În minele de plumb se trăia 3 luni, atât rezistai. Se dădea cu o gamelă prin niște găuri mici, în adâncul pământului se dădea mâncare. Erau acolo chestiuni de radioactivitate, să spunem așa, pe care le simțeau cumva romanii, încât coborau la 50-100 de metri aceste gamele cu mâncare prin niște găuri celor care acolo erau condamnați să moară. Cum a fost și Părintele Iustin la minele de la Baia Sprie sau de la Cavnic. Nu știu, nu, parcă Baia Sprie. Și de la una și de la alta. Și de la una și de la alta. Acolo unde nu exista niciun fel de șansă, după toate statisticile, să ieși viu. E bine, pentru roman, cei doi tâlhari nu au fost vrednici să se afle în minele de plumb. Așa că, fiind atât de vinovați, fiind atât de stricați ca oameni, ei au fost răstigniți. Cel mai probabil ca tâlhari, sigur, erau ucigători de oameni, tâlhari, nu se pune problema, dar cel mai probabil că atunci când erau urmăriți, au atacat sau s-au apărat de trupele romane, ceea ce îi făcea, iată, puși în situația să fie răstigniți. Ei bine, dragii mei, acolo pe cruce are loc un dialog extraordinar între cei doi tâlhari. Unul dintre ei, care se numește Gestas, care este de-a stânga Mântuitorului, fiind pe cruce în ultima clipă a vieții sale sau cu ultimele clipe și ultimele puteri de viață, el începe să-l batjocorească pe Mântuitorul. Uită-te, mă, la tine. Dacă erai cine spui că ești, te-ai dat jos de pe cruce și ai pune pe ăștia care strigă, coboară-te pe cruce și ne vom închina ție. Uite, coboară-te și ne vom închina și noi ție. Și coboară-ne și pe noi, ca să fim supușii tăi. Și probabil avea un rictus de durere și un rânjet pe față, bagiocorindu-l pe Hristos. La fel făcea și cel din dreapta, pe care îl chema Dismas, până la o vreme. Însă de la o vreme, cumva și-a venit în sine și ce credeți că face? Începe să-l certe pe tovarășul lui de tâlhării, pe Gestas. Și să-i spună, mă nenorocitule, noi doi suntem aici din pricina uciderilor și tâlhăriilor pe care le-am făcut. Noi suntem de drept comun, mă. Noi am făcut toate nenorocirile lumii acesteia și pe bună dreptate, dacă ar fi să ne dea 10 pedepse cu moartea, dar n-au cum. De aceea ne-au răstignit, nenorocitule. Iar acesta care este aici, după cum văd și după cum s-a auzit în toată Iudea și în toată Palestina, a făcut numai bine. Cum am putea noi să-l bagiocorim? Și atunci, în inima lui, a venit un cuvânt pe care îl spunem, acolo poate ați auzit, înainte de fericiri, că se spune cuvântul acesta. Pomenește-mă, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iată
ce cuvânt a spus Dismas și pe care Biserica Ortodoxă, cea una, îl folosește în cultul ei liturgic înainte de fericire. Ce fericire? Fericiți cei ce suferă! Acest cuvânt îi vine lui Dismas în minte. Deci unul dintre tâlhari, dragii mei, în suferință se înrăiește și se adâncește în păcat, iar unul dintre ei deschide raiul. Un drept prin cădere închide raiul, adică Adam, și un tâlhar prin ridicare deschide raiul, adică Dismas. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Aici este foarte important momentul. Ce anume l-a făcut pe acest om să fure hoțul tot hoț, cum spune părintele Cleopa, să fure raiul în ultima clipă. Foarte important. Acela în suferință, celălalt în suferință, acela hulește, acela slăvește. Ei bine, Dismas este tâlharul pe care l-am văzut în drumul spre Egipt, când văzând frumusețea Maicii Domnului, s-a rănit la inimă și l-a răscumpărat pe prunc din mâinile tovarășilor lui cu 40 de drahme. Adică în el era undeva o curăție, o sinceritate, o căutare a frumosului. Și până la un moment a mers el cum a mers. Dar iată că atunci când s-a pus problema unui examen atât de important cum este Paștele, că de fapt moartea nu este altceva în Ortodoxie decât Paște. El era la o trecere. Iar la trecerea asta s-a dat seama că singur nu va putea. De aceea a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Adevărat zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci iată, suferința acestuia i-a fost spre mântuire, suferința celuilalt care a dus o viață de suferință, că nu e așa bine să fii tâlhar și urmărit toată viața, iată, i-a fost spre cădere. Dar dincolo de toate acestea, dragii mei, că veni vorba de Brâncoveanu și pentru că suntem în această atmosferă, cu adevărat, avem această mărturie extraordinară a celui care a înțeles și a dat un sens și un scop suferinței. El era într-o situație grozavă. Am mai vorbit despre lucrurile acestea cu cei mai mulți dintre frățile voastre, nu este cazul acum, dar trebuie să spun că în fața lui se afla soția, fetele, fiicele sale și fiii. Și mai trebuie spus că ei, de la un moment dat, după ce ginerele a început să sară ca un pește și capul să-i joace în toate părțile și trupul să sară ca un pește și din toate arterele și venele alea să se scurgă, să țâșnească sângele, el totuși a spus, nu pot. Ce nu pot? Nu pot să pierd această suferință. Dacă pierd această, el putea să oprească totul. În 5 minute îi puneau turban, îl urcau pe cai și îl duceau la Târgoviște. Și era din nou mare căpetenie, de poate mai mare. A doua zi începea construcția unei moschei. Dar el a zis și a zis lui Matriaș, dacă pierdem suferința aceasta acum, am pierdut raiul. Dacă pentru păcatele noastre ni se întâmplă ce ni se întâmplă, să fie primit, a înțeles. Dar dacă din pisma oamenilor, după cum s-a și întâmplat că a fost vândut, atenție! Doamne, nu-i socoti păcatul. Deci face asemenea Mântuitorului și asemenea lui Sfântului Arhidiacon Ștefan la mucenicie. Înțelege că singura așteptare
pe care o avem ca și creștini este aceea de a-i urma lui Hristos până pe cruce. Și că sensul acestei suferințe, de fapt, este învierea, că singura realitate a acestei vieți este învierea. Și toate celelalte care sunt supuse timpului sunt iluzii. Inclusiv sănătatea, dragii mei. Că se spune sănătate că e mai bună decât toate. Eu cred că este ceva mai bun decât sănătatea. Nemurirea. Lazar a fost bolnav, atât de bolnav încât a murit și s-a făcut sănătos. Și a mai trăit 30 de ani, a fost episcop în Larnaca. Dar, ce să vezi, iarăși a murit. Și nu numai că a murit, dar oricât ar fi coșciugul de gros și de luxos, viermii nu te mănâncă din exterior. Asta știe orice om care a făcut un minim curs de medicină legală. Deci sănătate că e mai bună decât toate, sigur că este o expresie. Dar mai bine înțelegem lucrul acesta, că lupta noastră nu este împotriva bolii, ci împotriva morții. Și în același context, cu adevărat, toată omenirea se luptă acum împotriva unei boli. Adevărate sau iluzorii, mai mult sau mai puțin letale. Însă a uitat omenirea să se lupte împotriva morții. A uitat omenirea să se lupte împotriva păcatului, căci voi nu v-ați împotrivit încă păcatului până la sânge. Iar această împotrivire, această luptă, această pocăință de fiecare zi până la sfârșitul vieții, de fapt înseamnă o suferință, dar nu orice fel de suferință, ci pentru Hristos și pentru Evanghelia sa. Și de asemenea spune Mântuitorul, cel ce crede în mine și în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Amin.